Hai să zic ce să faci la cea mai importantă turnare de la construcția ta. În primul rând ar trebui să nu întârzi, adică să te prezinți, sau dacă nu poți face asta, măcar să ai un Claudiu care să, să fie ochiul tău acolo, să, să ocupe de tot acolo. Eu asta am făcut. Am întârziat și am avut noroc cu Claudiu. Și Claudiu la rândul lui are un vali, care vali ne salvează pe toți și vali ne scoate din, ne scoate din beton. Avem aici toată echipa mobilizată toată echipa de la proiectul ăsta. Și uite cum arată panourile alea care au fost aduse noi nouțe și de care m-am bucurat eu super mult când au ajuns în șantier. Și acum pe efectiv mă doare sufletul când le văd așa. Uite cum arată și n-ai ce să faci. Deci gândește-te Gândește-te ce înseamnă un beton de calitate, care este foarte, foarte fin și foarte subțire. Evident că se, există și astfel de mici scurgeri, dar gândește ce ar fi însemnat să ai treaba asta cu blăni. Deci era chinul de pe lume. Deci efectiv, mă doare sufletul când le văd așa, dar în urma de o să avem un super perete. Ideea este că pe parcursul turnării timpul este foarte, foarte scurt și trebuie să acționez cât se poate de rapid și aici mă refer în mod special la tot ce înseamnă partea asta de vibrare. După cum vedeți, sunt acolo băieții din echipă care se ocupă de vibrarea betonului pentru că totul trebuie să se întâmple foarte repede și de asemenea trebuie să fii și foarte atent la momentul turnării să te asiguri că nu ai o situație neprevăzută să-ți plăznească vreun cofraj sau vreo chestie genul ăsta. Cu toate că în cazul acestor cofraje de tip prefabricate, să zicem așa, sistemul lor de ancorare le permite să fie destul de bine montate astfel încât... Situații de genul ăsta sunt foarte rare, dar vigilența pe șantier trebuie să fie întotdeauna prezentă. După cum vedeți aici, oamenii se ocupă de vibrarea betonului pentru a evita eventuale segregări sau, mă rog, alte goluri de aer care ar putea rămâne între material, între betonul turnat și plasele de fier sau, mă rog, barele de fier mai exact, pentru că aici, spre exemplu, totul este cu fier beton, bare de fier care au fost legate, le puteți vedea într-un episod anterior și este destul de densă această țesătură de fier, astfel încât vibrarea este esențială să te poți asigura că betonul ajunge până jos în toate punctele într-un mod omogen, să fie un strat cât se poate de compact ca să te asiguri că turnarea este în parametri pe care ți dorești conform proiectului tehnic. Ca să poți face treaba asta, evident că ai nevoie de un proiect tehnic să știi câți metri cubi și unde vei avea totul dimensionat în așa fel, ca să știi câtă cantitate de beton vei cere pentru turnarea din ziua pe care o vei stabili cu echipa de pe șantierul tău. Dar revenind, cofrajele sunt foarte importante, modul de ancorare și sprijinirile cofrajelor este iarăși un element foarte important, și vibrarea betonului o consider obligatorie pe orice șantier. Fără să vibrezi betonul, orice beton ar fi de orice calitate, de orice specificație ar fi, riscurile sunt destul de mari să ai segregări, să ai tot felul de probleme de genul ăsta. De asta uh, am documentat cât se poate de bine această fază și această etapă. Și am încercat să vă prezint și voi ca să puteți să știți și voi pentru proiectul vostru. Trebuie doar să discutați cu viitoarea voastră echipă cu care veți colabora, că vreți în mod special să aveți uh, accesorul ăsta echipamentul ăsta de vibrarea betonului. O situație foarte importantă pe care am traversat-o. Uh, a fost. Uh, fix cu vreo 10 minute, dar nu la turnarea asta, cu vreo 10 minute înainte am rămas fără curent electric. Cred că am și menționat treaba asta undeva într-un alt videoclip care a dus la o situație destul de neplăcută pentru că nu mai puteai să folosești acest echipament pentru vibrarea betonului pentru că el este pe electric, cel puțin în sistemul ăsta. Așa că un generator de rezervă este foarte important Echipa cu care am lucrat eu a avut un astfel de generator pe benzină și am salvat rapid problema, adică, nu știu, a fost o chestie de 50 minute până am pus generatorul în funcțiune. Însă, dacă vorbim despre un șantier unde nu ai energie electrică sau, mă rog, în situația mea a fost energie electrică, dar a căzut în momentul ăla, am rămas fără curent din uh, explicații neprevăzute, să zic așa nu ai decât câteva minute, jumătate de oră maxim, maxim, nici jumătate de oră, cred că pot să zic că e mult, la dispoziție să poți să te pui în mișcare înapoi să asiguri vibrarea betonului. Timpul este foarte scurt și încă încă o dată vă repet, așa cum am spus și la început, Vibrarea betonului este esențială și turnarea de beton se întâmplă într-un timp foarte, foarte comprimat, adică totul este pe repede înainte, așa că trebuie să fiți foarte atenți la tot ce aveți de făcut, să le planificați dinainte de a ajunge echipa de turnare cu cifele de beton sau cu elefantul care sigură turnarea, precum vedeți și în imaginea asta, pentru că momentul ăla totul va fi pe grabă și puteți să omiteți tot felul de detalii pe care nu le mai puteți remedia după aceea. Un alt aspect de menționat la această turnare pe care o vedeți în acest videoclip ar fi faptul că turnarea asta a fost foarte importantă pentru proiectul casei de la Balutești, un proiect pe care îl vedeți documentat în mai multe videoclipuri pe acest canal. A fost o turnare foarte importantă pentru că aici s-a turnat o cantitate foarte mare de beton în plan vertical, adică vorbind despre turnări ale unor pereți din beton, mai exact zona din spate de acolo este zona de demisol, unde avem pereții turnați din beton, efectiv, și turnarea pe verticală a betonului pentru pereți este una destul de delicată și dacă nu o controlezi cu mare atenție, poți găsi la final, la decofrare, niște mari probleme pe care nu le mai poți remedia. Fiind o cantitate foarte mare de beton care se toarnă pe verticală, Uh, e foarte greu de controlat modul cum ajunge din pompa de turnare din elefant până jos la bază, la radier. Pentru că toată treaba asta este îngreunată sau șicanată, să zic așa, de toată aglomerarea de fier beton care a fost anterior legat și pe care îl regăsim în cofraje. De asta totul trebuie să se întâmple uh, cu grijă cu mare atenție și cu control la fiecare detaliu, astfel încât să te asiguri că betonul curge și se duce printre barele de, de fier beton până jos unde ai primul panou de cofraj. Altfel, riști să găsești la decofrare niște surprize destul de neplăcute pe care nu le mai poți remedia. Um, Asta este uh, foarte important la o astfel de turnare și, așa cum am zis și mai devreme, totul se întâmplă pe repede înainte. Pe de altă parte, la acest proiect mai avem și o altă situație. Am avut o săpătură destul de considerabilă să zic, astfel încât, după cum bine vedeți, pe marginile exterioare ale cofrajelor au fost realizate sprijiniri, astfel încât totul să rămână la punctul stabilit. Sprijiniri care au fost verificate și monitorizate din toate punctele de vedere, pentru că în felul ăsta te poți trezi la un moment dat că îți pleacă anumite panouri, chiar dacă nu se rup și poți avea turnări Curbe să zic așa sau se strâmbe. Trebuie să ai sprijinirile astea foarte bine făcute, și la aceste tipuri de panouri ai avantajul că ai aceste baghete metalice băieții le numesc pe șantier cravate, astfel încât panourile să stea foarte bine, foarte fixe și ele vin în, la un pas de 40-60, cam așa, depinde după cum, după cum există și posibilitatea de montaj. Ele fiind ancorate pe verticală, cât o piesă în, în cealaltă piesă, pe verticală până jos la radier unde sunt prinse într-un suport fix. De asta recomand dacă aveți posibilitatea să folosiți astfel de cofraje, veți avea un avantaj foarte mare odată la planeitatea betonului la decofrare, adică veți avea niște pereți cât se poate de drepți și este foarte important treaba asta, mai ales dacă veți avea niște pereți pe care îi veți folosi la nivel de compartimentare și încă o dată din punct de vedere structural că panourile astea vor rămâne acolo la punct fix. În comparație cu uh, panourile realizate sau, mă rog, cofrajele realizate din scândură și din blană, care de cele mai multe ori poate fi verde, uh, acolo poți avea destul de multe surprize pe care le poți vedea la decofrare. Spre exemplu, la proiectul ăsta am avut numai panouri de tipul ăsta pe care le vedeți și în imagine uh, prefabricate și cred că altfel nici nu ar fi ieșit uh, cum trebuie proiectul. O să vedeți pe parcurs uh, și momentul de cofrări, astfel încât să vedeți și ce a rămas în spatele panoului. Uh, treaba asta este destul de importantă și dacă puteți să o discutați cu viitoarea echipă cu care veți colabora, reprezintă un real avantaj în calitatea materialului, în calitatea execuției, astfel încât să aveți o construcție conform proiectului și conform dorințelor pe care le aveți de la proiectul vostru. Acum o să discutăm și un alt aspect, pentru că tot se vede foarte clar. Dacă vedeți între aceste panouri, Există destul de multe zone pe unde betonul se mai scurge. Acel beton, denumit lapte de beton, cum este el denumit în denumirea populară, este foarte important pentru, pentru beton. Dar nu este nicio problemă pentru că acea cantitate, pe care o vedeți aici, este nesemnificativă, nu este atât de mult precum pare, am văzut destul de multe discuții pe marginea acestui subiect, nu este atât de mult precum pare, însă ea este destul de evidentă, mai ales în cazul acestor panouri fiind galbene, se vede foarte, foarte mult. Dar cel mai important, ca să vă dați seama că nu aveți o pierdere foarte mare, este să vă uitați că acea scurgere este doar în zona de îmbinare a panourilor respective, nu mai mult, adică restul și roaielor respective sunt absolut inisifiante, deci pierderea nu este atât de mare. Pierderea aia se întâmplă pentru că panourile, oricât de bine le așeza, nu pot să se așeze perfect plan. Bine, există și variante unde poți avea panouri poate foarte uzate sau mai uzate sau care au fost greșit manipulate pe unde poți avea găuri vizibile, unde acolo poți folosi materiale precum ar fi hârtia sau știu o folie de plastic pe care să o folosești să acoperi zona respectivă ca să nu pierzi beton prin prin respectiva gaură, zicem. Dar aici nu este cazul. Vă spun asta pentru că foarte multă lume privește treaba asta cu panică. Este foarte important acel lapte de beton, cum este știu, pe șantier, dar aici nu este o pierdere atât de mare, astfel încât să puteți intra în, la întrebări sau în nu știu, într-o într zonă de alertă. Nici n-am unde să vă arăt, spre exemplu, o zonă invers, adică un exemplu negativ, însă asta este perfect normală pentru că panourile nu se pot așeza perfect ermetic, să zic așa, sau perfect plan unul peste altul, pentru că este și realitatea din teren că nu sunt așezate așa bine astfel încât să se suprapună perfect. Și că tot am apucat să vă zic la început despre ce înseamnă vigilența pe șantier, Aici, fix în situația asta, îi vedeți pe, pe colegii din echipa de execuție, care lucrează la o, o intervenție de moment, ceea ce face legătură cu ce v-am spus și mai devreme cu vigilența pe șantier, unde un panou s-a declipsat puțin de la poziția pe care o avea, astfel încât oamenii au intervenit foarte rapid, astfel să poți să restabilești poziția lui, pentru că Odată ce ai adus o cantitate foarte mare de beton este foarte foarte greu să îl mai aduci înapoi la poziția respectivă. Când spun că s-a declipsat și s-a -a schimbat poziția, vorbim de nu știu, sub un centimetru, însă cel care manevra pompa de turnare a văzut treaba asta pentru că până la urmă, mai da, era manager de șantier și știa foarte clar unde să se uite și în momentul în care a sesizat că ceva nu e în regulă acolo și existau riscuri ca acel panou să se ducă și mai mult, să se declipseze și mai mult, a oprit totul, astfel încât toată intervenția, nu știu, a fost de câteva minute, 5-6 minute, dar... Toată intervenția s-a remediat foarte, foarte rapid pentru a preîntâmpina o situație destul de neplăcută, să ți se miște un panou și după aceea să ai o burtă pe perete, să ai un perete vălurit și diform să zicem așa. Treaba asta nu se poate rezolva decât cu experiența oamenilor de pe șantier și cu vigilență, evident. De asta... Vă recomand să investiți cât se poate de mult în uh, cofraje de calitate, uh, accesorii pentru cofraje de calitate, sprijiniri cât mai multe astfel încât să vă asigurați. Există un timp, v-am zis, destul de scurt uh, unde nu poți reacționa decât la ordinul de secunde-minute, însă, spre exemplu, la etapa de cofrare. Oamenii au avut o zi în care au verificat toate, toate piesele să fie pe poziția pe care le-au stabilit, au verificat toate sprijinirile să fie în regulă, deci o zi mai mult de verificare și acolo unde era necesar au fost aduse suplimentări. Vedeți cât de greu este să să intervii la o stație neprevăzută și după cum bine vedeți acolo unde se încearcă remedierea acelui panou, nu e nimic vizibil, adică nu s-a întâmplat, n-a plecat un panou astfel încât să, wow, e un panou lipsă și a început să curcă betonul. Dar cei care sunt atenți și sunt vigilenți văd treaba asta și iau decizia din start. De asta am zis să vă arăt și vouă partea asta că este foarte, foarte importantă. Aici este momentul în care s-a reluat uh, turnarea betonului uh, pentru că nici nu poți să întârzi foarte mult uh, pompa și uh, următoarele cifre care te așteaptă să, să betonul. Totul s-a remediat destul de rapid și turnarea a continuat. Turnare pe care am uh, făcut-o numai cu pompă din asta tip uh, elefant, pentru că nici nu aveam acces altfel și la cât beton a fost de turnat, era foarte complicat cu o pompă fixă. Ne fiind totul la nivel de teren, ar fi fost destul de complicat și destul de greu pentru oameni să chinui oamenii cu dieta mai Fortunu. După cum mine vedeți, e destul de greu de manipulat furtunul ăsta care vine pe verticală, dar unul care vine pe orizontală tras și ținut de 4-5 oameni, prin care vin kilograme, sute de kilograme de beton este destul de complicat și poate deveni destul de greu și obositor și lucrurile atunci pot să nu mai iasă cum trebuie la nivel de calitate. Într-adevăr, este un pic mai costisitor să folosești o pompă de tip elefant, dar te și miști mai repede, adică termini totul mult mai repede, totul se întâmplă mult mai rapid, mult mai eficient. Acum depinde, soluțiile sunt împărțite și timpul costă bani. Eu am ales soluția asta din mai multe considerente și din, și din acest considerent, dar și din faptul că voiam să mă asigur că betonul se toarnă așa cum trebuie la calitate, astfel încât să fie livrat, să fie livrat destul de bine în fiecare loc, în fiecare piesă, la fiecare component așa cum trebuie și să nu fie surprize pe, pe parcurs de imposibilitatea de a turna în anumite locuri. O altă chestie pe care vă recomand să o monitorizați cu atenție: la turnările cu pompa de tip elefant, trebuie să discutați dinainte niște aspecte să nu fie turnat la cea mai mare viteză, pentru că dacă se turnă la cea mai mare viteză, este mult mai greu de manipulat și dacă este mai greu de manipulat, riși să și pierzi material, riși să nu poți să distribui materialul în toate zonele în care trebuie să ajungi sau se poate strica și compoziția mixului pe care îl primește din, din cifa de, de, beton. Deci dacă se poate mai lent, e mai bine. Dacă dacă se poate, chestia asta e un avantaj. Dacă este pe repede înainte, nu este cea mai, cea mai bună soluție, pentru că betonul nu mai poate să ajungă foarte bine printre toate barele de fier. Și după cum vedeți și pe aici, sunt destul de, destul de dese uh, aceste bare de fier. Și atunci poți să ai situații unde să găsești la decofrare iarăși și surprize neplăcute, chiar dacă ai folosit... Uh, un accesoriu precum ăsta de vibra betonul care este obligatoriu din punctul meu de vedere pe orice șantier. Asta era un vibrator electric și era destul de ușor de manipulat, dar mai sunt și alte variante și mai mici și mai mari, dar asta era destul de, destul de decent de manipulat. Însă era un destul de profesional pentru că chiar își făcea treaba. Am mai văzut și de mai mici dimensiuni și nu pot să zic că te puteai baza pe ele să meargă mai mult de un metru jumate mai jos să facă treaba. Ăsta mergea până jos de tot și chiar, chiar făcea toată treaba pentru că îl verificau băieții pe la fiecare panou ca să-și dea seama că se poate vibra până jos de tot betonul turnat pe verticală. De asta zic că e o chestie destul de importantă turnarea asta și la alte proiecte, dacă puteți să o monitorizați, trebuie monitorizată cu atenție pentru că se întâmplă pe repede înainte și nu vă mai puteți reveni la nicio astfel de reparație la o turnare de genul ăsta.